Salutare, dragilor, și bine v-am regăsit astăzi la un nou vlog. Am mai revenit odată pentru că am niște informații noi despre gala din 7 iulie, așa că eram nerăbdător și nu puteam să aștept până mâine și am venit astăzi ca să vi le spun și să le știți și voi. Apăsați pe butonașul de subscribe și hai să trecem la discuțiile noastre, că uite cât de frumos este afară și uite cât de cald este, da? Da, foarte frumos aici la Euforie Nord, sau cum doamne zice. După cum bine știm, în gala din 7 iulie, favoritul publicului este Robert. Va fi Robert, de fapt, vă reamintesc ca să știți, iar eliminată va fi Ștefania, după cum mulți ați aflat. Care este informația nouă? Păi, după cum am spus, în față la eliminare, aceasta va fi cu Julia și cu Patrick. Însă, mai există încă un concurent care va fi propus de staff, iar acel concurent este Sebastian. Așadar, la eliminare în față nu va fi doar Patrick, Julia și Ștefania, ci va fi și Sebastian, acesta fiind propus de staff către eliminare. Nu știu, poate după ceea ce se va întâmpla cu Roberta săptămâna viitoare și după ceea ce el a făcut în lipsa acesteia, poate va fi el cel care își va cere eliminarea, însă nu știu sigur. Poate va primi și el ceva ultimatum, ca Anthony, de exemplu. Mai departe am auzit, însă de lucrul acesta nu sunt 100% sigur, că în momentul în care Ștefania va pleca acasă, îi va face falși pe anumiți concurenți de acolo. Aceasta își va spune ultimele ofuri înainte de plecare. Sincer, nu știu dacă să cred lucrul acesta, pentru că nu prea o văd pe Ștefania să-i mai pese sau eu știu, dar poate acesta va fi un mesaj pe care Cosmin îl va transmite anumitor concurenți prin ea. Adică să-i fi spus Cosmin să spună ceva Juliei sau lui Patrick, persoanele pe care el le crede vinovate pentru acele printuri și pentru descalificarea lui. Oricum, rămâne de văzut. Da, și una peste alta vă mai spun că această gală din 7 iulie în care Ștefania a fost eliminată a fost filmată miercuri și că de miercuri Ștefania este plecată din casă. Și în curând concurenții vor primi 2 săptămâni de vacanță, de aceea se filmează intens. Probabil vom afla mai multe informații în viitorul apropiat. Așa că, dragilor, cam acesta a fost vlogul. Sper că, nu știu, v-au plăcut informațiile, că nu e dacă vă place sau dacă nu vă place. Sper că apreciați că v-am venit în fața voastră și v-am spus când am știut să vă țin și pe voi la curent cu toate lucrurile noi care se întâmplă. Priveliștea aici este foarte frumoasă, dar nu vă arăt, vă mai țin un pic în suspans. Și toate cele bune, vă pup din suflet, vă doresc o zi bună, nu uitați să apreciați acest videoclip dacă doriți, să-i dați like acolo, să vă abonați la canal, pentru că după cum știți la 1000, la 30.000 de subscriber vom face acel giveaway, da? Voi da niște bani de la mine din portofel pentru unul dintre voi și să mă ajutați cu distribuirea vlogului ca să afle toată lumea și să creștem frumos și bine. Vă pup din suflet, vă doresc o zi minunată în continuare și toate cele bune. Vă îmbrățișez!